Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Diana Sfătărel și vă prezint știrile amiezii. Medicii luptă pentru viața unui copil de 7 ani care a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul 4 al locuinței în care trăia. Cazul a avut loc ieri seara în orașul Cupcini, municipiul Edineț. Potrivit poliției, geamul apartamentului era deschis. Băiatul, jucându-se, a urcat pe pervaz și, sprijinindu-se de plasă, a căzut în gol. Copilul a fost transportat la spital, iar medicii fac tot posibilul pentru a-l salva. Cazul este cercetat în cadrul unei anchete. Amintim că recent o copilă de 2 ani a murit pe patul de spital după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc de locuit în sectorul centru al capitalei. Copila s-a stins după câteva zile cât a stat internată. Anchetă în cazul antrenorului de la o școală sportivă acuzat de hărțuire sexuală este în desfășurare. Despre aceasta ne-au declarat reprezentanții Procuraturii Generale. A fost pornită o cauză penală conform elementelor constitutive ale infracțiunii de hărțuire sexuală comisă în privința unei persoane minore. Urmărirea penală este în derulare. În privința învinuitului, procurorii au solicitat prin demers aplicarea măsurii preventive, arestul preventiv, însă instanța de judecată a aplicat arestul la domiciliu. Încheierea a fost contestată cu recurs de partea apărării, iar Curtea de Apel Chișinău a dispus înlocuirea măsurii preventive, arestul la domiciliu, cu măsura preventivă, eliberarea provizorie sub control judiciar. Cazul a ajuns și în vizorul Ministerului Educației și Cercetării. Purtătorul de cuvânt al instituției ne-a spus că ministerul s-a autosesizat, documentează și cu detalii revine. A precizat pentru Orizont TV Viorica Pistrui. Amintim că părinții unei copile de 15 ani îl acuză pe un antrenor care le-ar fi hărțuit sexual fiica, iar totul s-ar fi întâmplat la școala sportivă. Administrația instituției s-a abținut să ofere vreun comentariu cu privire la vinuiri până la finalul anchetei. Reprezentanții IGF au declarat pentru realitatea.md, portalul care a făcut public acest caz, că bărbatul și-ar fi recunoscut vinovăția. Avocatul suspectului ne-a spus însă că acest lucru nu este adevărat și că bărbatul se declară nevinovat, lucru de care se arată sigură și apărarea sa. Cânepă în valoare de peste 8 milioane de lei, crescută în condiții speciale. Asta au descoperit polițiștii în gospodăria unui locuitor din Brăvicene, Orhei. Potrivit comunicatului de presă, oamenii legii au obținut informații operative despre suspectul de 46 de ani în cadrul operațiunii MAC 2023. În cadrul percheziților la domiciliile bărbatului în grădină a fost depistată o seră cu plante de cânepă dotate cu sisteme moderne de irigare, ventilare și iluminare. Dispozitive de măsurare temperaturii și a umidității aerului, dar și îngrășăminte. Au fost găsite 2 aparate pentru consumul prin arderea drogurilor, masă vegetală uscată de culoare verde, asemănătoare cânepei, peste 1500 de pachetele și un cântar electric de dimensiuni mici. Bănuitul este la prima abatere de acest gen, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoare până la 15 ani. Polițiștii întreprind acțiuni în vederea stabilirii complicilor, precum și implicarea acestora în infracțiuni comise anterior. Ieri seara, președinția a dat un comunicat despre întâlnirea șefului statului cu reprezentanții unor partide politice care s-au pronunțat pentru aderarea Moldovei la UE. Participanții au vorbit despre riscurile externe la adresa democrației din țara noastră și despre eforturile comune pe care le pot face partidele pro-europene pentru asigurarea irreversibilității cursului european. Totodată, politicienii invitați au susținut necesitatea continuării dialogului pe această platformă și eventuală extinderea invitației și pentru alte formațiuni politice, se mai spune nota informativă. După întrevedere, liderii au declarat pentru presă că pe lângă agenda de integrare europeană, au discutat cu șeful statului despre lupta împotriva corupției, alegerile locale din toamnă și situația de la Procuratura Anticorupție. Amintim că înainte de adunarea națională Moldova-Europeană din 21 mai, Maia Sandu a mai avut o discuție cu reprezentanții partidelor care se declară pro-europene.
Doar alegătorii cu viză de reședință sau permis de ședere temporar într-o anumită localitate pot vota la alegerile locale din toamnă, dar perioada de înregistrare trebuie să nu fie mai mică de 3 luni până la data primului tur de scrutin. Asta prevede noul cod electoral intrat în vigoare în 1 ianuarie 2023. În documentul anterior nu era menționat acest fapt. La toamnă, în Moldova urmează să aibă loc alegeri locale generale. Potrivit legii, acestea pot fi organizate în ultima duminică a lunii octombrie sau în prima duminică a lunii noiembrie. Anul curent, aceste zile cad pe 29 octombrie sau 5 noiembrie. Data exactă urmează să fie stabilită de Comisia Electorală Centrală cu cel mult 70 de zile înainte de ziua scrutinului. Reprezentanții echipei lui Ilan Șor au depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului consultativ cu privire la Direcția de Integrare Externă a țării noastre și a statutului ei de neutralitate. Vom înregistra doleanța poporului la CEC să organizăm colectarea semnăturilor pentru întrecerea referendumului, unde vor fi stipulate două întrebări care ne vor determina unde și cum va merge Republica Moldova în următorii ani. Vă rog susținerea voastră să mergem înainte într-un ceas bun. Reprezentanții puterii nu au venit deocamdată cu o reacție. Anterior, președintele Parlamentului Igor Gros a declarat că autoritățile nu vor organiza deocamdată un referendum cu privire la vectorul extern al Republicii Moldova. Potrivit lui, PAS intenționează să modifice legea supremă pentru a introduce integrarea europeană în Constituție, iar asta se va întâmpla după ce vor fi identificate voturile necesare. La acest subiect s-a expus mai înainte și șeful statului. Maia Sandu a menționat însă că aderarea la UE se va face doar în urma unui referendum. Tot ea spunea că țara noastră este neutră și este nevoie de un referendum pentru a adera la un bloc militar. Potrivit legii, Comisia Electorală Centrală urmează să adopte în termen de 15 zile de la depunerea actelor o hotărâre cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă sau cu privire la refuzul de a-l înregistra. Referendumul național poate fi inițiat de un număr de cel puțin 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. De asemenea, referendumul nu se poate desfășura în cazul decretării stării de urgență, de asediu ori de război și nici în decursul a 120 de zile de la ridicarea acestor stări. O parte dintre stocurile de securitate de gaze ale Republicii Moldova vor fi păstrate în România. Despre asta a anunțat ministrul energiei Victor Parlikov în cadrul unei conferințe de presă ținută în comun cu secretarul de stat al Ministerului Energiei din România, Pavel Casian Nițulescu, după ședința grupului de lucru moldoromân din domeniul energiei. Ministrul Energiei Victor Parlikov a declarat că autoritățile au semnat primele contracte cu furnizori de gaze naturale, iar de luna viitoare urmează să se facă primele livrări. Deocamdată, la nivelul Energocom, s-a luat decizia că 50% din stocurile de securitate, care reprezintă în total vreo 50 de milioane de metri cubi, adică vreo 25-26 de milioane de metri cubi, vor fi la prima etapă stocate în România, dar vom vedea pe parcurs care vor fi și posibil și stocurile din alte categorii, stocurile comerciale, dacă va fi cazul. Secretarul de stat la Ministerul Energiei din România a declarat la rândul său că mai multe companii din Republica Moldova și din România au discuții privind încheierea unor contracte pe termen lung în domeniul energiei. Totodată, demnitarul a ținut să mai menționeze că țara sa va fi un partener pe termen lung pentru Republica Moldova în domeniul energetic. Depozitele din România au o capacitate de aproximativ 3 miliarde 170 și ceva de milioane de metri cubi de gaz. La momentul actual, noi avem depozitat peste 2 miliarde 100 de milioane de metri cubi. Astăzi, 27 iunie. Obligativitatea noastră asumată față de Comisia Europeană este să acoperim 90%. Suntem convinși că ne vom apropia de 100%, deci va fi și procentul
stabili, pe care vom stabili cu Republica Moldova. Amintim că de la începutul războiului în Ucraina, Federația Rusă a redus livrările de gaze naturale către țara noastră. Pentru a asigura crearea și menținerea stocurilor de securitate, s-a decis ca societatea pe acțiune Energocom să încheie acordurile și contractele necesare cu operatorii depozitelor de stocare, inclusiv din țările vecine, din țările părți ale comunității energetice și din statele membre ale Uniunii Europene, precum și cu operatori de sistem prin ale căror rețele urmează să fie transportate gaze naturale care fac obiectul stocurilor de securitate. Moldova Transgaz a anunțat că Republica Moldova stochează gaze în depozite subterane de gaze din România și Ucraina, dar poate folosi și depozitele din Bulgaria, Slovacia și Polonia în acest sens. Operatorul a atras atenția că țara noastră nu dispune de depozite subterane proprii de gaze naturale care să permită acumularea rezervelor determinate de legislație. Din acest motiv, este necesar să fie contractate depozitele subterane din străinătate. Potrivit Moldova Transgaz, pentru Republica Moldova, cea mai profitabilă este stocarea și transportul gazelor naturale în Ucraina. Prețul final poate ajunge până la 532 de lei per 1000 de metri cubi pe zi. Prețul de stocare a gazului în Bulgaria ar costa țara noastră până la 1782 de lei per 1000 de metri cubi pe zi. Iar pentru depozitele din România, prețurile variază între 1472 de lei și 1763 de lei per 1000 de metri cubi pe zi. Prețurile sunt aproximative și pot varia ușor din cauza fluctuațiilor cursului lui de schimb valutar, mai afirmă compania. 4 sedii ale fostelor școli din țară urmează să fie trecute din proprietatea statului în cea privată. Guvernul a aprobat o decizie în acest sens. Scopul este de a transmite din domeniul public în domeniul privat al unităților administrative teritoriale a unor construcții destinate domeniul educației, dar necesitatea de a fi păstrate în domeniul public a cărora a încetat. Potrivit deciziei, este vorba despre fosta școală auxiliară internat din Ispăreni, fosta școală primară din satul Roșu Cahul, o fostă gazangerie și o școală veche din raionul Ungheni, precum și un fost bloc de studii ale claselor primare al unui liceu din Peresăcena Orhei. Clădirea acestor școli nu mai sunt folosite deoarece instituțiile de învățământ au fost închise. De exemplu, fosta școală primară grădiniță Vasile Alexandri din satul Roșu a fost închisă în anul 2014. Motivul a fost numărul insuficient de copii din sat. Acum s-a deschis o grădiniță de 160 de locuri în sat, care este frecventată de 80 de copii. Activează și un gimnaziu cu 650 de locuri, în care învață 150 de copii. Potrivit datelor demografice, în 2022 în sat s-au născut doar 11 copii. Evaluarea imobilelor va începe după publicarea hotărârii monitorului oficial. Tot în ședința de ieri, guvernul a aprobat semnarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Dezvoltare și Reconstrucție. Investiții pentru îmbunătățirea calității învățământului în Republica Moldova de 60 de milioane de dolari, dintre care 40 de milioane sunt împrumut, iar 20 de milioane este grant. Vor fi construite 3 licee noi clasice în nordul, sudul și centrul țării. Vor fi modernizate 30 de instituții de învățământ și vor beneficia de dotări și transformare digitală a mediilor de învățare, aproximativ 200 de instituții de învățământ. Prin acest proiect vom putea reduce inegalitățile în accesul la serviciile educaționale, îmbunătățind calitatea serviciilor oferite cu accent pe copiii dezavantajați și vulnerabili, a menționat ministrul Topală. Proiectul va fi implementat în următorii 6 ani. Deținătorii de patentă vor putea beneficia de un suport în valoare de până la 10.000 de lei din partea statului pentru compensarea cheltuielilor de trecere la activitatea independentă, inclusiv să-și procure aparate de casă, care vor fi obligatorii odată cu trecerea la o nouă formă de activitate. Guvernul a decis în ședința de ieri că cereri pentru obținerea banilor vor putea fi depuse în perioada 1 iulie 30 august. Solicitarea compensațiilor poate fi făcută online pe pagina 3DW. oda.md sau la subdiviziunile teritoriale ale fiscului. Compensația se va oferi în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, iar mărimea ei până la 10.000 de lei va fi stabilită în baza actelor confirmative depuse de solicitanți. Din 1 iulie 2023, comerțul cu amănuntul la tarabe, teșghele, tonete,
în chioșcuri, pavilioane și din autovehicule, precum și comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile, autohtone nu va mai fi admisă în baza patentei. Pentru a-și continua activitatea comercială, contribuabilii pot trece la un regim fiscal simplificat, activitatea independentă. Mai mulți patentari nu sunt de acord cu reforma propusă de autorități și au organizat anterior proteste, fiind nemulțumiți în special de obligativitatea de a deține un aparat de casă și control. În replică, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Dumitru Alaiba, a spus că acum se face o reformă care urma să fie făcută încă în anii 2000 și că aparatul de casă este ceva normal într-o țară civilizată. Cele 200 de milioane de lei care urmează a fi alocate agricultorilor sunt luate de la copii și bătrâni. Declarația a fost făcută de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, în cadrul unei emisiuni de la TVR. Potrivit lui, fermierii ar trebui să fie recunoscători pentru că au primit acești bani și să țină cont și de ce se întâmplă în Ucraina, dar și de faptul că Republica Moldova e țară candidat la aderare. Asociația Forța Fermierilor califică declarațiile ministrurilor ca fiind irresponsabile și manipulatoare și a amintit despre banii luați de la copii pentru dublarea salariilor miniștrilor. Vicepremierul Vladimir Bolea susține că de-a lungul anilor agricultura a devenit o ramură care este dependentă de subvenții din partea statului, iar ceea ce face guvernul acum este pentru a sprijini acest domeniu. În acest sens, el a spus de unde autoritățile au luat cele 200 de milioane de lei care urmează a fi oferiți fermierilor. Toți acești bani sunt luați de la copii, bătrâni, de la dumneata, de la 2,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova, din economia națională a Republicii Moldova, pentru că guvernul conștientizează, fără ca să ne spună nimeni, sub o formă sau alta, că au o situație extrem de complicată și pentru a soluționa o problemă legată de formarea prețului foarte înalt la cerealele din toamna anului 2022. O problemă economică, reală, obiectivă. Ministerul Agriculturii, din luna aprilie, vorbind despre aceste lucruri și identificând surse financiare, a venit cu soluții pentru a rezolva o problemă economică ca agricultorii în anul curent să-și poată vinde producția sa fără pierderi sau cu pierderi minime. Acești bani nu sunt al Ministerului Agriculturii, nu sunt al lui Bolea personal, al Recean sau cuiva și eu nu vreau să le dau sau domnul prim-ministru nu vrea să le dea. Sunt a fiecărui dintre noi, inclusiv a copilului care s-a născut și care trebuie să primească indemnizații și care are viitor în Republica Moldova și trebuie să construiască. Ministrul mai declară că regulamentul acordării subvențiilor este în proces de lucru, iar în scurt timp, cei 200 de milioane de lei promiși vor fi repartizați prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură. Potrivit lui, guvernul este conștient că acești bani nu vor contribui la soluționarea tuturor problemelor, dar a menționat că autoritățile au soluționat o problemă imediată. Bolea a îndemnat fermierii să țină cont și de ce se întâmplă în Ucraina, dar și de faptul că Republica Moldova e țară candidat la aderare. Noi, deja, din 2022, de când Uniunea Europeană a dat statut de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană, Ucraina și Republica Moldova, ne-a dat, ne-a oferit. Și Ucraina este extrem de ambițioasă și cu o susținere populară de peste 70% procesului sale de aderare și cu un proces de reformare și de implementare masivă, da, tot cu război, dar se ocupă de niște reforme masive, deja noi nu mai putem vorbi despre piața agricolă comună a Uniunii Europene fără Uniunea Europeană, fără Ucraina în acest moment, din 2022. Noi trebuie să ne învățăm să trăim, să comercializăm și să vindem cu situația care s-a schimbat deja. În replică, Asociația Forța Fermierilor susține că declarațiile lui Bolea sunt irresponsabile și manipulatorii. Accentuăm că fermierii nu au cerut să fie acordat acest sprijin din surse interne ale bugetului de stat sau de la gura copiilor și bătrânilor, așa cum a declarat domnul ministru. Rămâne mare întrebare de ce persoanele abilitate nu și-au făcut treaba și au tărăgănat timp de 9 luni adresarea către UE. Nu am văzut să răspundă cineva pentru acest act de sabotaj. Totodată atragem atenția
atenție că suma identificată de 200 de milioane de lei nu este cu mult mai mare față de banii alocați pentru majorarea salariilor miniștrilor și secretariilor de stat. Nu am auzit ca domnul ministru să refuze dublarea salariului din contul copiilor și pensionarilor, se arată în comunicatul emis de Forța Fermierilor. În data de 27 iunie, Asociația Forța Fermierilor a anunțat că își întrerupe protestele până la 1 august. Asta după ce la guvern au avut mai multe întrevederi între fermieri și reprezentanții puterii. Ministrul i-a anunțat pe agricultori că executivul poate aloca doar 200 de milioane de lei pentru subvenții din minimul de 350 de milioane solicitat anterior. Asta deși inițial producătorii agricoli cereau alocarea 700 de milioane de lei. Menționăm că agricultorii solicită achitarea compensațiilor în mărime de 3.000 de lei per hectar, măcar la cerealele de primă grupă, plata datoriilor la subvenții, modificarea legii cu privire la rambursarea TVA și exportul prioritar al produselor moldovenești prin portul Giurgiulești. În data de 21 iunie, ministrul agriculturii s-a întâlnit la Bruxelles cu mai mulți oficiali europeni, printre care și comisarul european pentru agricultură, cărora le-a comunicat despre situația în care s-a pomenit sectorul agricol. Și-a prezentat cifre, constatări și propuneri de acțiune privind atenuarea impactului economic al războiului din Ucraina asupra agricultorilor din țara noastră. Ministerul spunea ulterior într-un comunicat că Comisia Europeană va studia calculele oferite de Republica Moldova pentru stabilirea gradului de afectare a agricultorilor moldoveni urmarea războiului din Ucraina. În baza analizelor vor fi examinate soluțiile de sprijin pentru sectorul agricol din țara noastră. Medicii luptă pentru viața unui copil de 7 ani care a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul 4 al locuinței în care locuia. Cazul a avut loc ieri seara în orașul Cupcin, municipiul Edineț. Potrivit poliției, geamul apartamentului era deschis. Băiatul, jucându-se, a urcat pe pervaz și, sprijinindu-se de plasă, a căzut în gol. Copilul, împreună cu mama lui, au fost transportați la spital, iar medicii fac tot posibilul pentru a salva. Cazul este cercetat în cadrul unei anchete. Amintim că recent o copilă de 2 ani a murit pe patul de spital după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din sectorul centru al capitalei. Copila s-a stins din viață la câteva zile la spital. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile amiezii. Cu noi informații, vă aștept la ora 16:45. Pe curând!